Reprezentanții guvernului au decis în ședința de miercuri relaxarea măsurilor aplicate până în prezent. Ministrul Sănătății a precizat că acest lucru a fost posibil datorită numărului mai mic de cazuri înregistrat. Cred că ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea este că încercăm o întoarcere la normalitate și o întoarcere la un parteneriat cu populația. Sigur că există îngrijorare. România a luat aceste măsuri care par măsuri de relaxare, prelungirea programului agenților economici cu o oră, mărirea gradului de ocupare a sălilor, de exemplu, cu 50%, de la 30%, renunțarea la restricțiile de circulație din timpul nopții și un lucru important care cred că duce la eliminarea unei discriminări care a existat în mod constant în ultimele luni, respectiv accesul cu ce pe baza certificatului electronic COVID, care include de data aceasta și testare. Astea sunt lucrurile importante. Alexandru Rafila a făcut apel la populație să continue să respecte regulile care au rămas în vigoare. Acum ne aflăm pe un trend descendent și sperăm să putem să-l menținem așa, dar pentru aceasta trebuie să înțeleagă toată lumea că trebuie să respectăm regulile. Aceste reguli care par puțin mai relaxate trebuie respectate. Decât să avem reguli extrem de dure, extrem de limitative, care nu sunt respectate, este mai bine să avem o anumită relaxare și cu o respectare riguroasă a tuturor acestor reguli. Ministrul Sănătății a precizat că și în zilele de Crăciun și Revelion trebuie să respectăm regulile, chiar dacă nu mai sunt restricții de noapte. În același timp, autoritățile trebuie să se asigure de acest lucru. Faptul că avem 4 zile, 24 și 25 de decembrie, 31 decembrie și 1 ianuarie, în care manifestările în aer liber pot fi organizate fără limitări deosebite, nu înseamnă că trebuie să transformăm aceste manifestări publice în vector de propagare a infecției. De asta sunt practic posibile organizarea în spații deschise, fără niciun fel de probleme, cu o condiție. Participanții, populația, și aici avem mare nevoie de ajutorul dumneavoastră, de ajutorul mass media, să promovăm un comportament responsabil. O să facem o campanie la nivelul guvernului împreună cu autoritățile locale, dar și cu diversele instituții din cadrul guvernului, încât acest comportament preventiv să fie regula. Nu ne dorim sancționarea, nu sancționarea este cheia succesului, dar sigur că acolo unde se impune aceste lucruri vor fi puse în aplicare. Important este parteneriatul, încrederea și comportamentul preventiv. Măsurile de relaxare aprobate miercuri pot fi schimbate dacă evoluția îmbolnăvirilor va reveni pe un trend ascendent. Aceste măsuri sunt luate pentru că avem o situație în care incidența la nivel național este apropiată de 1 și avem o scădere consecutivă timp de mai multe săptămâni. Aceste măsuri de relaxare se pot schimba, dacă vreți, într-un timp foarte scurt, dacă trendul se transformă dintr-un trend descrescător într-un trend crescător. Și monitorizăm foarte atent împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică acest lucru. Monitorizăm de asemenea eventuale evoluții neobișnuite în anumite zone din țară, încât să putem să reacționăm cât mai repede. Autoritățile își doresc o colaborare mult mai bună cu medicii de familie, astfel încât bolnavii, indiferent de afecțiunea de care suferă, să poată beneficia de tratamentul necesar. Am avut deja întâlniri cu medicii de familie, vom continua mai intens în această săptămână, să avem întâlniri care să cu comisiile de specialitate, am avut ale medicinei de familie și de boli infecțioase, deja s-au încheiat, încât să putem să punem la dispoziția populației următoarele tipuri de servicii. Testare și vaccinare la medicul de familie, evaluarea stării de sănătate la medicul de familie, tratament în ambulatoriu. Acest lucru, dacă reușim să-l facem, acest pachet de servicii medicale ambulatorii, împreună cu ambulatorile de specialitate, bineînțeles, atunci o să putem să scădem presiunea pentru spitale.
Noile reguli aplicabile începând de astăzi, fără restricții de circulație pe timpul nopții, fără mască pe stradă. Masca va fi obligatorie doar în spații publice închise, spațiile comerciale, spațiile publice deschise cu aglomerări de persoane, mijloace de transport în comun, locul de muncă, piețe, târguri și locurile unde se formează cozi. Fără mască. Copii mai mici de 5 ani, persoane singure în birou, prezentatorii TV și invitaților la o distanță de 3 metri, vorbitorii care au cel puțin 3 metri între ei și public, oamenii care muncesc în condiții cu efort fizic intens, la temperaturi mari, etc. Reguli pentru cei cu certificat verde, vaccinat, fost bolnav sau cu test PCR, numai vechi de 72 de ore, rapid antigenic, numai vechi de 48 de ore, făcut de personal calificat, nu autotestare. Acces în restaurante, terase, cafenele. Între orele 5-22, în rest, este permis sistemul delivery, capacitate 50%. Acces în magazine. Între orele 5-22, în rest, este permis delivery. Centre comerciale, magazine, în centrele comerciale. Acces săl de sport fitness. Între orele 5-22, cu o capacitate de 50%, 4 metri pentru fiecare persoană. Acces competiții sportive între orele 5-22, capacitate 50%, 1 metru de om, cu mască de protecție. Acces cinematografe, spectacole, concerte în spații închise între orele 5-22, capacitate 50%, cu mască de protecție. Acces concerte, spectacole în aer liber între orele 5-22, capacitate 50%, nu mai mult de 1000 de oameni, 4 metri de om, cu mască de protecție. Acces piscine interioare, capacitate 50%. Acces săl de jocuri, locuri de joacă pentru copii între orele 5-22, capacitate 50%. Acces cursuri între orele 5-22, capacitate 50%, nu mai mult de 150 de oameni, 2 metri pentru fiecare om. Acces slujbe religioase, pelerinaje, procesiuni cu respectarea regulilor de protecție sanitară. Mitinguri, demonstrații, maximum 100 de oameni. Târguri, bâlciuri, talciocuri, capacitate 50%. Se interzic activitățile în cluburi, baruri, discoteci, precum și nunțile și botezurile. Sunt permise evenimentele din noaptea de Revelion, fără a fi impus un număr maxim de participanți. Rămân fără nicio restricție accesul în spații comerciale non-alimentare mai mici de 200 de metri pătrați, accesul în farmacii și benzinării.